telefonie. Întâi cum te numești? Eu sunt Grigori Maftei. Părinții mei, bunii, au fost ridicați în 49-6 din Ciștești. Tata meu, fiind din 19 ani, era primul brigadier, adică bunii au fost agronom pe protecția plantelor pe sectorul Sieliștii. Eu, aici la Nisporin, că mai este Sieliște la Orhei. Sieliște e aici, aici okay. Județul la Pușna. Ok. Și bunelul era la Ungheni. Și bunelul i-a spus lui tata, Gavril, du-te, aici e foarte rei. Adică... Nouă putere sovietice, da. Văd că du-te. Și trebuie să rezici pe altul. Tot un neam de-a nostru, dar fiindcă au avut, i-au ridicat rușii, adică i-au luat la război ruși și au căzut pe front. Mm-hmm, și de-am... Și trebuie să... Familia veteranilor nu îndrăzneți să o deportez, da. Și-o luat pe altcineva. Și, da, nănașul de cununii care l-a cununat, patrioți de astea, să-i văr. El vrea să fie președinte de Sel Sovet, adică președinte de Sel Sovet. Și că tata era pe câmp cu oamenii, la prăjit popșoi. Era zi de lucru, da? Era zi de lucru și tata, mama era de-a mai cu fratele cel mai mare din 47, era acasă, pe că a venit, vine Polutărca și a venit cu nanașul și îi spune lui tata, Gavril, unii vă duceți voi cu Vera, nu vă întoarceți înapoi cum nu se întoarce prut. Dar Polutărca e un camion, da? O chestie cu remorcă. Adică au venit doi soldați cu mașină. Cu mașina, cu soldați. Da, Marinicu.